Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița are în evidență un număr de 357 de persoane care se află în prezent în izolare la domiciliu, alte 190 de persoane sunt în carantină instituționalizată și 15 persoane au fost vindecate din totalul de 96 de persoane confirmate cu coronavirus. De la debutul pandemiei, la nivelul județului Dâmbovița s-au înregistrat 5 decese cauzate de COVID-19. La nivel național, grupul de comunicare strategică raportează pentru data de luni 27 aprilie un număr de 11.339 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 303 noi cazuri de îmbolnăvire.